Vedem cum e vremea la Miami, ce ziceți? Am umblat săptămânile astea prin toată lumea. Adina, fosta noastră colegă, și Marcus Schulz sunt în izolare, dar la Miami. Hai să vedem dacă la ei e mai bine decât la noi. Bună dimineața! Bună dimineața! A, scuze, cât e ora la voi? E 2 dimineața aici. Aoleu. Am rămas trăiesc ca să vorbim cu voi în dimineața asta. Și după mergem să dormim. Vă știți că noi ne vedem numai în aeroporturi și cu Marcus m-am văzut de curând. Cum e viața, da. Cum e viața fără să stai în, în niciun aeroport, în niciun avion? Statică. Cum e pentru toată lumea, probabil, acum. Adică, destul de stil. Încercăm să ne adaptăm, dar e bine. În prima săptămână ne-am odihnit, în a doua săptămână am început să ne dăm seama ce se întâmplă. Și deja suntem în a treia săptămână acum și în parte nu ne vine să credem exact cum se întâmplă. Nu știu care e situația în Miami. Am văzut că în America nu e bine deloc. În Miami se știe că oamenii sunt mai relaxați, sunt mai latini, e de fel. Cum e? Se circulă pe stradă sau sunteți închiși în casă? Noi stăm închiși în casă din respect pentru din respect, adică e după ora 10 seara, între 10 și 7 dimineața e total închis. Se mai poate ieși în timpul zilei, dar e recomandat să nu se iasă. Am înțeles. Marcus, how are you, man? Do you work from home? Oh, yeah. That's the only thing to do now. We have all of the shows through June, possibly July, canceled. And right now, the only thing to do is get in the studio and make music. Din păcate, până în iunie, iulie, noi am anulat totul și tot ce avem de făcut este să stăm în studio și să facem muzică nouă. You had a gig in your balcony? Yeah, we have a little boardwalk right underneath, and people have been going there and exercising, doing yoga, and so I started playing music, and people just start coming and enjoying the music, and everybody's been listening online, and it's been an amazing time. Marcus a pus muzica pentru cei care vin și fac sport undeva dedesubt de ei, pe un fel de pe esplanadă, nu știu cum să traduc boardwalk, că nu știu decât de la Monopoly boardwalk. That's great, man. Who cooks the best? Depends on what we're cooking. Okay. Tonight she cooked. Last night I cooked. So. O seară cu seară gătesc oamenii. Facem cu rândul, am mă rog. Gătește și e foarte bine. Singura dată am din păcate, am făcut steak și a ieșit foarte mult fum din cuptor și am dat drumul la chestiile astea care sunt foarte sensibile de a început să piuie casa, am înțeles. Ni s-a întâmplat și nouă. Vă pupăm, thank you so much. Mă bucur că zâmbiți și că e încă bine la voi. Stay safe, everybody. Transmitem tuturor celor din România numai bine. Vă pupăm. Salut, noi să